Bun găsit, prieteni! Mihai Stepanov cu următorul video despre site-ul Swissquare. În special în acest video vreau să spun că în curând site-ul o să înceapă să verifice conturile noastre. Pentru cei ca să nu fim șterși, trebuie să facem verificarea, deci să trimitem actele că suntem oameni reali, adică copia la buletin și o factură. Cine nu o să facă o să fie închis contul. Pentru ce se face aceasta? Pentru ca să excludă conturile create de cineva mai multe exemplare. Deci aceste 100 de monete care am primit Swisscoin gratis, ele se dau numai o dată și la o persoană reală. Deci nu se poate la o persoană mai multe conturi. Unde facem verificarea dată? Intrăm în direcția Basic Data. Apoi în My Data. Deci aici noi intrăm la profilul nostru, la Edit Account, unde trebuie introdus datele noastre, peste tot unde este, eu deja am introdus, vedeți nume, prenume, tot ce e cu steluță, vedeți, este steluță. Unde nu e steluță, de pe aici, nu e obligatoriu, unde este steluță, trebuie neapărat ceva de scris. Descris cum e în buletin, că eu o să verific și datele acestea. Deci scriem când inserăm buletinul, depinde, când expiră. Datele spre cont bancar nu le introducem, să nu e obligatoriu. După ce apăsăm pe Update Profil. Site-ul se încarcă și dacă am făcut corect, deci o să apară așa inscripție verde. Că datele sunt salvate cu succes. După aceasta, pasul următor, noi trecem la Verify Bank Data. Aici noi plasăm actele care le avem a noastră personale scanate. Aici mai jos, uitați-vă la ID pașaport, deci punem copia la buletin de la pașaport. Mai jos plasăm copia la utilități de servici comunale, eu știu, un extras. Cont bancar numai vechi de 3 luni și numai mare de 2 MB, în același timp să fie calitativ ca să citească. Apoi apăsăm pe butonul acesta Upload și la fel o să fie inscripția cu verde. Cam atât ce trebuie făcut cu verificarea. Altceva o să fac în alt video, cred că cum facem plata la pachete. Deci trebuie și deja se poate de făcut cumpărarea pachetelor. Asta o să fie deja în alt video. Cam atât ce am vrut să spun. Numai bine!